Reprezentantele fotbalului nostru în Liga a doua și a treia trebuie să ia în calcul că sezonul acesta competițiile se vor termina mai târziu. Astfel, FC Argeș, CS Mioveni și Unirea Bascov trebuie să își refacă programul după ce președintele FRF a propus decalarea termenului de finalizare a competițiilor naționale. Propunerea a fost făcută în cadrul unei videoconferințe UEFA în contextul pandemiei COVID-19, la care au participat toți președinții celor 55 de federații naționale europene, un reprezentant al sindicatului jucătorilor, FIFPRO, precum și conducerile European Club Association și The European League. În urma consultărilor cu membrii afiliați, conducerea Federației Române de Fotbal a decis deja din 12 martie suspendarea tuturor competițiilor de fotbal, masculin și feminin, precum și futsal, organizate în România cel puțin până la data de 31 martie 2020. Protejarea familiei fotbalului și participarea activă la măsurile recomandate de Guvernul României și autoritățile internaționale pentru protejarea sănătății publice reprezintă pentru FRF una dintre principalele responsabilități ale acestui moment. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a făcut o serie de propuneri în cadrul videoconferinței UEFA. Amânarea play-off-urilor pentru campionatul european 2020 programate în luna martie, precum și a meciurilor Under-21. Amânarea ediției campionatului european programată să înceapă pe 12 iunie 2020. Astfel, prin suspendarea Euro, va exista suficient spațiu în calendar pentru a putea să încheiem competițiile la nivel național. Decalarea termenului de finalizare al competițiilor naționale. În prezent, acesta este 1 iunie pentru Liga 1, Liga 1 Feminin și Liga Elitelor, Under 19 și 21 iunie pentru Liga 1 Futsal. Flexibilitate în sistemul de licențiere pentru participarea echipelor românești în cupele europene, sezonul 2020-2021, adaptată evoluției pandemiei.